Salutare tuturor! Sunt Mirela și vreau să vă prezint un cardigan de vară lucrat cu o metodă un pic mai puțin obișnuită. Lucrat cu două andrele de mărimi diferite. Dar să vedem despre ce e vorba. Cardiganul ăsta lucrez cu un fir de la Katia, concept pur, să cheamă firul. E foarte fain, e un bumbac 100% împletit. Nu știu, pretricotat, dar nu e pretricotat, că e împletit așa și lăsat mai lung, mai lăbărțat. Dar e un bumbac moale. Cardiganul ăsta poate fi făcut și cu fir netors, care e șuviță. Arată foarte bine, dar fiind cald, fiind vară, am ales bumbacul, să nu fie foarte gros. Dar de iarnă merge extraordinar de bine șuviță. Eu l-am pus în trei, partea de jos, și o să vedeți și de ce l-am pus în trei. Lucrez cu două andrele diferite. Una de 4 jumate, cum recomandă firul, 4 jumate, 5. Eu am ales 4 jumate și una de 15. Toate ochiurile le-am pus de la început pe andreaua de 15, nu pe amândouă, cum pun eu de obicei, pe o singură andrea și pe andreaua de 15. Și acum încep să lucrez spatele. Am pus firul în 3, după care o să rămână unul singur, dar o să vedeți și cum. Primul rând îl lucrez pe dos jersey. Și lucrez normal cu andreaua mică, nu întind firul, nu las ochiurile lăbărțate, deci absolut normal. Deci ăsta este primul rând, la fel și la față, tot așa, și la mâneci, primul rând pun ochiurile pe andreaua mare și lucrez cu andreaua mică, dar pe dos, jersey pe dos. Și merg cu rândul până la capăt, toate ochiurile pe dos. Așa arată primul rând lucrat. Am terminat rândul pe dos. Eu am pus 60 de ochiuri pentru talia mea M-port, la general, depinde de fabricant, dar măsurați. Bine, oricum cardiganul ăsta e mai lăbărțat, așa el de croi, și nu-i sfârșitul lumii cu 3 ochiuri în plus, 3 ochiuri în minus, dar măsurați, că depinde cu ce fir lucrați. Acum rândul pe față, toată partea asta de jos o lucrez doar jersey, rândul pe față. Eu primul ochi îl iau, nu lucrez. Lucrez ultimul ochi, deci îl iau și lucrez normal jersey. Îmi întind firul la mărimea andrelei. Nu mai mult, nu mai puțin. Doar la mărimea andrelei. Și mă duc până la capăt cu jersey pe față. Nu întind firul exagerat, doar la mărimea andrelei. Ca să iasă modelul ăsta frumos și ca să nu fie nici chin la lucru, totdeauna rândurile pe față să lucrează cu andreaua groasă, rândurile pe dos cu andreaua subțire. Nu faceți invers, că vă chinuiți. Eu am încercat și nu... Dacă vă convine, puteți să faceți. Dar e chinuitor. Și continui rândul până la capăt, jersey pe față. Am terminat rândul, așa se vede lucrul meu, și continui rândul pe dos, jersey pe dos. Deci, cum v-am mai spus, partea de jos toată vine lucrată doar jersey cu două andrele diferite. Iau primul ochi și lucrez în continuare normal, nu întind firul, deci exact cât e andreaua subțire, și
și iau ochiurile pe dos, așa cum vin. Nu întind firul, lucrez normal cât e andreaua. Bine, un pic de la sine vine mai larg, dar nu trag de fir să-mi vină la mărimea andrelei mari. Nu. Îl las așa cum vine. Trag puțin lucru. Așa arată pe dos. Și așa arată pe față. Deja începe să se formeze. Deci vine un rând lucrat mărunt, un rând mare, un rând mărunt, un rând mare. Și am pus firul în trei, altfel, într-unul singur sau chiar și în două, eu l-am mai lucrat odată și în două, vine prea rar aici unde e rândul mare. Și în trei arată mult mai frumos, pentru că oricum dă-n cinci rânduri ai terminat bucata asta. Nu se lucrează. Cu toate că poate fi lucrat tot așa, de la cap la coadă. Dar nu de data asta. De data asta nu vreau, de data asta o să vă arat cum îl vreau. Și continui bucată de jersey așa cât am nevoie. După care o să schimb în elastic englez. Spatele l-am terminat. Nu avea rost să vă arăt cum lucrez fiecare rând. Nu am răscroit absolut deloc, îi drept spatele, pentru că 8 ochiuri în margină, stânga-dreapta, le-am lucrat în elastic dublu și automat strânge lucru. Spre umăr, o bună bucată de câțiva centimetri, 2 ochiuri, stânga-dreapta, 2 stânga, 2 dreapta, le-am retransformat înapoi în elastic englez, ca să se lărgească. Și atunci îmi vine curbat, frumos, ca și cum aș fi scăzut. Pentru că sus la umăr totdeauna e puțin mai lat. În spate, la gât, am încheiat, nici nu știu câte ochiuri, nu mai țin minte, 10 ochiuri. 10 ochiuri am încheiat, așa. 10 ochiuri. După care am scăzut încă două. Am mai lucrat două rânduri și am mai scăzut încă două ca să vină puțin la spate coborât. Nu foarte tare, dar nici să vină drept la baza gâtului în ceafă, că nu-mi place. Să fie o idee croită. Pentru față am pus pe andrele 30 de ochiuri, am lucrat bucata cât am eu necesar, fără margine, lucrată normal, la margine nu cu patent dublu sau eu știu altceva, nu, absolut deloc, chiar dacă se răsucește puțin, mă deranjează. Și la ultimul rând, lucrat cu andrele, cu andreaua mare, când mă întorc pe dos, nu mai lucrez jersey, lucrez patent englez, elastic englez, cu un singur fir. Deci nu mai am nevoie de 3 fire, de aici încolo lucrez cu un singur fir. Deci am scos 2 fire și continui să lucrez cu un singur fir. Și voi lucra englez cu un singur fir. Deci ochiurile pe dos le iau cu jeteu, cu tot. Și lucrez tot rândul. De aici încolo încep elastic englezesc sau englez sau patent englez sau cum vreți să-i spuneți.
și lucrez așa până la capătul rândului, după care schimb andreaua. Deci, cum v-am spus, lucrez cu un singur fir, elastic englezesc, patent englez, cum vreți să-i spuneți. Deci ochiul pe dos îl iau cu jeteu pe față, ochiul pe față îl iau ca la leneș. Ăsta tot timpul cu jeteu, ăsta ca la leneș. Tot cu jeteu de pe el. Am pus marker, 6 ochiuri, le lucrez dublu. Deci ochiul pe dos îl iau fără să-l lucrez. Lucrez ochiul pe față, ochiul pe dos îl iau, lucrez ochiul pe față, ochiul de pe dos. Rândul următor la fel, ochiul pe dos tot timpul iau, ochiul pe față lucrez, ochiul pe dos, dar din spate exact cum lucrez leneșul. Și aici din nou cu jeteu. Ochiul pe dos îl iau cu jeteu, ochiul pe față îl lucrez cu tot cu jeteu. La modelul ăsta, abia după câteva rânduri bune lucrate, să vedem modelul. Nu îl vedem după două rânduri. După două rânduri zici că nici nu știm ce am lucrat acolo. Abia după câteva rânduri bune începe să se formeze modelul, să se vadă de fapt. El se formează, pardon, de la început. Dar începe să se vadă și o să vă arăt că fața o fac din două bucăți. Deci aici deja începe să se vadă puțin. Asta e pe dos lucru. Fața o fac din două bucăți și vă explic și de ce am făcut așa. Pentru că aici vine scăzut. Vine scăzut la piept. Dar pe măsură ce lucrez, o să vă arăt și cum scad. Pentru că la ăsta nu se scade normal cum se scade la jerseu sau la leneș sau la oricare altul. Se scade un pic mai diferit. După 16 rânduri lucrate, număr 8 V-uri, aici e al 8-lea, marginea de la subbraț, care vine la subbraț, lucrez elastic dublu, pentru că nu vreau să scad și așa să va strânge lucru ca și cum ar fi răscroit. Și merg în continuare, dar când mă apropii de marginea din interior, încep să scad și scad câte 3 ochiuri, câte 2 ochiuri scăzute, dar lucrez 3 ochiuri deodată. Asta ca să nu mă trezesc cu ochi pe față lângă ochi pe față sau ochi pe dos lângă ochi pe dos. Deci am ochi pe dos, le lucrez toate 3 pe dos și le scad. Dar ca să nu-mi arate nod, pentru că se face nod, eu le lucrez toate 3 pe față deodată și vine mai frumos, pentru că oricum se închide aici și nu se va vedea urât. Ochiul pe dos luat, ochiul pe față lucrat, ochiul pe dos luat, ochiul pe față lucrat, ochiul pe dos luat. Rândul următor, lucrez normal și scad la 16 rânduri, câte un ochi. Deci ăsta practică e pe față, dos, față, dos,
și o să vă arăt când întorc rândul cum se vede. La elasticul ăsta englezesc, eu scad câte două ochiuri deodată ca să nu mă trezesc cu două ochiuri pe față sau două ochiuri pe dos unul lângă altul, că nu arată bine. Și aici în capăt lucrez dublu. Astfel se strânge lucru ca și cum aș fi scăzut ochiuri pentru răscroiala de la sub braț. Dar nu scad. Aici nu scad decât la piept interior. Aici lucrez până sus la umăr, elastic dublu. Șase ochiuri în margine am ales. Puteți lucra mai multe sau mai puține, cum, sau puteți să și scădeți la răscroială. Eu vreau să-l fac așa. Și acum lucrez cu ochiul pe dos. Normal. Asta e față. Dos, față. Și vine așa. Aici se termină ochiul pe față și lucru continuă. Și am scăzut la primul am scăzut 1, 2, 3, 4, 5. De 5 ori am scăzut. La fel voi scădea și la al doilea ca să-mi vină un soi de V la piept. Până sus la umăr. Și aici, cum am început să lucrez elastic dublu, se strânge și ca și cum aș fi făcut răscroiala. Pentru că elasticul englezesc lărgește și ăsta strânge lucru. Și merg așa până sus, am scăzut de 5 ori. Deci în continuare până la umăr scad tot din 16 în 16 rânduri. Am lucrat și mâneca, partea asta cu două andrele diferite am lucrat-o mai scurtă decât am lucrat-o la spate și la față, pentru că nu vreau să fie foarte lungă și mâneca să fie un fel de 3 sferturi. Am pus-o pe 38 de ochiuri ca idee și am lucrat o bucată până unde fac răscroiala de la sub braț. Cât am vrut eu așa la ochi, m-am măsurat la ochi. Și acum încep să scad, pentru că fac mâneca stângă și mâneca dreaptă. La una, pe fața lucrului, încep să scad două ochiuri, aici la una trei ochiuri. Deci la asta scad două ochiuri. E partea care vine la spate. La început aici scad două ochiuri și mă duc în continuare. La elasticul englez nu se scade ca și la jerseu sau la leneș sau așa mai departe, pentru că la ăsta un rând e format din două rânduri, de fapt că lucrăm fața și dos și abia vedem un rând. Și la leneș e același lucru vizibil, dar când scădem e diferit. La ăsta, dacă am scădea ca la leneș, ar fi foarte îngustă mâneca. Deci la ăsta nu putem să scădem la fel, ca să croim mâneca cât de cât. Mă duc până în capătul rândului și când mă întorc, încep să croiesc partea din față, de fapt asta e mâneca stângă, încep să croiesc partea din față.
Deci aici, dacă acolo am scăzut două ochiuri, aici voi scădea trei. Voi încheia, de fapt, că sunt margine și le închei. Două, trei. Și mă duc în continuare cu lucru și lucrez patru rânduri față dos. Deci fără rândul ăsta mai lucrez încă patru rânduri față dos. Deci după ce am lucrat patru rânduri, scad primul ochi partea care îmi vine. Că acum voi scădea doar câte un ochi. La început și la sfârșit. După care lucrez încă 16 rânduri față dos. Deci la al 8-lea 15 rânduri vin. La al 8-lea V format. O să mai scad din nou. O să merg drept cu mâneca în continuare. Așa cum v-am spus, la elasticul ăsta englezesc nu e ca și la celelalte. Și aici scad ultimul ochi. Și pentru că am față și dos, se poate nimeri dos și față. Întorc ochiul pe față și le lucrez amândouă deodată, ca să-mi rămână marginea frumoasă. Întorc lucru și continui să lucrez 15 rânduri. După ce am lucrat 16 rânduri, am mai scăzut, am mai lucrat 4, am mai scăzut. Apoi, la fiecare două rânduri, am scăzut de două ori. Și acum încep să închei mâneca de tot. Deci după 16 rânduri am scăzut o dată, după 4 rânduri încă o dată, de două ori la două rânduri. Și acum închei mâneca de tot. Partea de sus și să vă arăt cum închei. La fiecare capăt de rând închei un ochi. Deci indiferent că e față, dos, la fiecare capăt și început de rând. Aici am dos, le iau pe dos. Aici am față. Închei pe față. Și la fiecare capăt și început de rând scad câte un ochi, închei câte un ochi, de fapt, că suntem în margine. Ca să se formeze mâneca rotunjită la umăr. Să nu vină nici țuguiată, nici pătrată, nici să vină frumos rotunjită. Deci la fiecare început și sfârșit de rând, până când rămână 9 ochiuri. 9, 7, să văd câtă lățime are, aproximativ. Asta e la aprecierea fiecăruia. Nu e o regulă. La croierea mânecii nu
există o regulă strictă, strictă în privința asta, pentru că diferă de la o mână la alta. Mâna poate fi mai subțire sau mai groasă, sau partea spre umăr mai lungă, mai scurtă, mai... Depinde și de croiul care îl vrem. Sunt mulți factori care intervin. Ideea e să urmăm linia croiului. Cu câte ochiuri și cum, asta în funcție de necesitate. În funcție de cât cere lucru și dimensiunile și așa mai departe. În câteva ochiuri închei mâneca. Și o să vă arăt cum e încheiată. O să înțelegeți mai bine atunci. Acum vă arăt cum scad. Ultimul dacă l-am pe față, penultimul dacă l-am, pardon, mai era unul. Penultimul dacă l-am pe față, îl răsucesc ca să se încheie frumos. Sunt 9 ochiuri. Și pentru mine e suficient. Ca să-mi închei mâneca. Închei ochi cu ochi. Nu contează că îmi cade pe față sau că îmi cade pe dos, pentru că aici vine cusut și nici măcar nu o să se observe că am încheiat pe față sau că am încheiat pe dos. Pentru cine încheie la croșetă, da, dar eu cos. Eu nu închei la croșetă decât excepțional. Deci, așa arată mâneca. Aici, ca să vedeți de ce am scăzut așa, ca să-mi vină forma frumoasă la umăr, când o închei să fie frumos. Dacă un, doi, asta e fața, asta e spatele. Spatele vine mai în exterior decât fața. Și am mâneca așa cum trebuie să fie croită. Aici bucata asta e mai dreaptă, pentru că, așa cum v-am spus, la elasticul englez e foarte, foarte greu să croiești, ca să nu prea împuținezi ochiurile, că devine prea îngustă mâneca. L-am terminat, l-am încheiat, l-am cusut, eu îl cos, nu închei la croșetă. La mâneca arată frumos, de asta am făcut patentul ăsta, elasticul ăsta dublu, pentru că să coasă bine împreună cu ăsta englez, cum Dumnezeu mai zice. Mie îmi place tare mult croiul ăsta, modelul ăsta, pentru că e foarte practic, arată bine, ușor de făcut și merge la foarte multe ținute. Acum fiecare cu gustul lui, fiecare cum îi place.
Astea fiind spuse, vă doresc mult, mult succes, mult, mult spor în tot ceea ce faceți și țineți aproape pentru următoarele tutoriale.